De la chestiuni lumești trecem la aspecte abstracte, nivelul sumelor pentru consultanță din Planul Național de Reziliență și Redresare a fost tot timpul un subiect delicat de discuție. O instituție quasi necunoscută se pregătește să cheltuiască 10 milioane de lei pentru consultanță. Institutul Național al Patrimoniului plătește această sumă impresionantă pentru niște studii referitoare la creșterea eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu. Procedura ridică suspiciuni rezonabile din cauza faptului că firma câștigătoare va fi desemnată pe baza unor evaluări care pot să fie considerate arbitrare. Metodologia de prestare pare să fie cheia succesului pentru contractul de 10 milioane de lei. Institutul Național al Patrimoniului va acorda 60% din punctajul final pe baza demonstrării de către ofertant a unei metodologii adecvate de implementarea contractului, precum și a planificării adecvate a resurselor umane și a activităților. Una dintre cerințele contractului este ca firma câștigătoare să configureze o structură organizațională. În traducere limpede, instituția dorește ca firma angajată să alcătuiască un ștat de funcții pentru o structură din subordine. Înființarea unei structuri operaționale în trecut este și una dintre condițiile de participare la licitație. Având în vedere că această cerință este una cel puțin exotică, putem să spunem că aceste condiții par a fi avut deja profilul unei companii în momentul în care au fost scrise. Institutul Național al Patrimoniului este condus de un manager interimar cu vechi ștat de plată în materie de funcții publice. Valeria Oana Zaharia este fosta soție a lui Mircea Marcu, care în 2010 era șef al administrației porturilor din Constanța. Femeia a fost în centrul unui scandal monstru, deoarece apare pe lista antreprenorilor care și-au cesionat afacerile către oameni ai străzii din rețeaua asasinului Sergiu Băhăian. În 2017 o găsim pe Zaharia în funcția de șef al administrației monumentelor de la Primăria Capitalei. Se întâmpla la scurtă vreme după ce femeia scăpase de inculparea dintr-un dosar penal. În 2021, Oana Zaharia ajunge consiliera președintelui de la Consiliul Județean Constanța. Rămâne câteva luni pe această funcție și este numită la Institutul Național al Patrimoniului, unde se remarcă numai prin declarațiile de avere care includ ceasuri și genți de aproape 30.000 de euro.